Salutare prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Adrian și în tutorialul de astăzi o să vorbim despre WhatsApp. Mai exact o să vă prezint două metode pentru a reveni la vechea interfață WhatsApp. Două metode, una pentru cei cu root și una pentru cei fără root. Cum vă spuneam și în tutorialul despre cum revenim la vechiul Facebook Messenger, cel fără My Day, vă spuneam în textul acelui tutorial că o să observați un trend al aplicațiilor de mesagerie. Toate încearcă să copieze Snapchat-ul și pentru că WhatsApp-ul este achiziționat de Facebook, ce să vezi, evident și acesta în noua interfață începe să copieze Snapchat-ul. Haideți să vă arăt despre ce e vorba. Dacă nu vi s-a updatat WhatsApp-ul la noua interfață, o să vi se updateze în curând. Dacă îl deschidem, observați, avem 3 taburi sus și nu mai avem acel tab cu contacte. Avem conversații, stare și apeluri. Ca să ajungem la contacte, va trebui să dăm tap pe această iconiță, da? Și o să observăm toate contactele noastre. Dar din păcate nu o să mai vedem statusul acelor contacte și astăzi o să vedem cum revenim la vechea interfață WhatsApp. Observați cum arată acum și haideți să începem. Prima dată, pentru cei fără root, metoda este destul de simplă. Va trebui să mergeți să dezinstalați WhatsApp, vă duceți în setări, la aplicații, căutați aici WhatsApp. O găsiți pe la sfârșit, dați tap pe ea, oprire forțată, apoi mergeți pe stocare, ștergeți datele și dați un back și dezinstalați aplicația. După ce o dezinstalați, va trebui să accesați un browser. O să vă las linkul către această versiune a aplicației WhatsApp. Va trebui să instalați o versiune mai veche a aplicației WhatsApp 2.17.60. Veniți pe această pagină și aveți aici jos butonul de download. O descărcați și o instalați. Această metodă este pentru cei fără root. Da? Așa puteți proceda pentru a reveni la vechea interfață. Ca să o instalați, să puteți instala alte aplicații, să puteți instala aplicații descărcate din altă parte decât din Play Store, va trebui să mergeți în setări la securitate și să aveți bifat aici surse necunoscute, da? Să fie dat sliderul spre dreapta. Astfel puteți instala APK-uri descărcate din altă parte decât din Play Store. Și după ce instalați WhatsApp, nu uitați să mergeți în Play Store la aplicațiile și jocurile mele și căutați aici WhatsApp și să nu uitați să dezactivați update-urile pentru WhatsApp. Dați tap aici și debifați actualizarea automată, căci dacă se va actualiza automat, evident, veți avea iarăși noua interfață. Sau puteți dezactiva update-ul automat pentru toate aplicațiile, da? Vă duceți în meniul magazinului Play, pe setări și aici aveți nu actualiza automat aplicațiile. Bifați și cam asta ar fi tot. Haideți să vedem cea de-a doua metodă. Cea de-a doua metodă presupune să aveți smartphone-ul rutat, să aveți root și haideți să vedem cum procedăm. Ați văzut WhatsApp-ul, îl avem, aceasta este noua interfață. Ca să schimbăm la vechea interfața WhatsApp, pentru cei care au root, va trebui să instalăm S explorator de fișiere. Da? Mergeți în Play Store, scrieți aici S și aveți File Explorer, File Manager. Îl instalați, eu deja l-am instalat. Haideți să-l deschidem și mergem să navigăm cu drepturi de root. Dăm tap pe acest meniu din stânga sus, puțin scroll în jos și avem aici Root Explorer. Îl activăm, acordăm drepturi de root. Și acum putem modifica fișiere de sistem pentru că avem smartphone-ul rutat și un explorer de fișiere care ne permite acest lucru. Mergem în root, da? Navigăm unde avem dosarele și dăm tap aici pe acest slash, da? Practic folderul root. Aici va trebui să mergem în data, aici iarăși în data, aici căutăm WhatsApp. Îl găsim undeva la sfârșitul listei WhatsApp, com.whatsapp, dăm tap pe el. Aici mergem pe Shared Paths, dăm tap și navigăm deschidem acest fișier com.whatsapp_preference.xml, da? Dăm back, atingem scurt, îl deschidem cu S Editor Note, mergem sus aici pe aceste trei punctulețe, pe butonul meniu, și dăm pe editează. Și aici, la puțin mai jos, la stați să găsesc status mode value, în loc de 1 va trebui să punem 0, da? Atingem, ștergem 1 și punem 0. Dăm un back ca să ascundem tastatura. Atingem aici în dreapta sus pentru a salva. De fapt putem să dăm cancel aici și dăm un back. Ne întreabă dacă vrem să salvăm, dăm pe da. Revenim în home screen și când vom deschide WhatsApp, acesta ar trebui să revină la vechea interfață. Haideți să-l închidem și să-l deschidem, da? Observați vechea interfață. Avem apeluri, conversații și tabul contacte în dreapta, da? Am revenit la vechea interfață WhatsApp. Cam acesta a fost tutorialul. Sper să vă fie de folos, sper să vă fie de ajutor. Dacă aveți comentarii, propuneri, sugestii, le postați pe rubrica de comentarii acestui tutorial. Eu am fost Adrian, voi ați fost la videotutorial.ro. La revedere!